Cercetarea medicală poate ajuta omul să trăiască mai bine. Academician Maia Simionescu, directorul Institutului de Biologie și Patologie Celulară, Nicolae Siminuescu, vorbește despre progresele spectaculoase care pot ajuta omenirea să trăiască mai bine în viitor în reportajul pe care o să-l urmăriți, realizat de colega mea, Monica Ancuța. Frumusețea vine din interior, iar oamenii luminoși sunt frumoși la orice vârstă. Este și cazul doamnei academician Maia Simionescu, ex-profesor la universități din Statele Unite și Canada. Cercetătoarea s-a remarcat în cercetarea biomedicală la nivel mondial. În 1979, soții Simionescu au înființat Institutul de Biologie și Patologie Celulară, au publicat în reviste internaționale de prestigiu și în 20 de ani acesta a devenit centru de excelență al comunității europene. Progrese spectaculoase pot ajuta omenirea să trăiască mai bine în viitor. Institutul pe care îl conduc a introdus metode și tehnici noi. Am început cu medicina regenerativă, am început cu sintirea medicamentelor. Două subiecte foarte mult dezbătute, dezvoltate, pentru că sunt de viitor. Eu sunt convinsă că medicina regenerativă își va spune cuvântul bun și va interveni în prelungirea vieții, în îmbunătățirea vieții, datorită rezultatelor din biologie celulară. Biologia celulară nu va face omul nemuritor. Nu poate. Dar va face să trăiască mai mult și mai bine. Ceea ce e foarte important. Tot în institut am dezvoltat un domeniu care mie mi se pare extraordinar de important și de viitor, țintirea medicamentelor către celulele bolnave. Când noi spunem că ne-am îmbolnăvit de ficat, celula ficatului e bolnavă. Când suntem bolnavi de inimă, celula inimii sau celulele sau unele din ele sunt. Ori această nouă tendință și acest nou domeniu de țintire a medicamentelor este să facem așa fel ca medicamentul să se ducă direct către celula bolnavă și numai la ea. Pentru că celulele bolnave s-au descoperit că au pe suprafață niște molecule pe care le recunoști, le știi. Și atunci poți să țintești moleculele de pe celula bolnavă. Asta facem noi în institut acum. Am șansa să am un grup de cercetători tineri, entuziaști, drăguți, foarte multe femei, îi admir pe toți, pentru că e mai greu să faci cercetare la noi decât în afară, categoric. Chiar dacă ai fondurile de cercetare, vin mai greu substanțele, totul merge mai greușor, dar ne-am obișnuit și luăm aceste greutăți ca provocări. Și totdeauna spunem, asta e deviza mea, imposibilul nu există. Trebuie să facem. Deci reușim până la urmă să fim, eu zic, cel puțin onorabili și competitori ai colegilor noștri sau a cercetătorilor din lume.